Prin legea din 2001, care stabilește ce drepturi au foștii șefi ai statului, Traian Băsescu a primit pe viață locuință de protocol, pază de la SPP și 75% din salariul președintelui în funcție. Pe 8 octombrie anul trecut a intrat însă în vigoare o modificare, prin care rămân fără aceste drepturi persoanele pentru care s-a constatat definitiv că au avut calitatea de lucrător al securității sau de colaborator. Spre exemplu, Traian Băsescu ar putea pierde locuința de protocol din spatele meu, din cartierul Primăverii, unde în trecut a locuit și fostul premier Petre Roman. Avocata lui Traian Băsescu susține că noile prevederi nu se aplică în cazul fostului șef de stat. Nu îi se aplică modificările din octombrie 2021 pentru simplul motiv că legea civilă nu retroactivează. Dreptul președintelui Traian Băsescu de a beneficia pe întreaga viață de toate aceste beneficii ce decurg din deținerea funcției de președinte al României s-au născut odată cu încetarea mandatului de președinte al României. Ori la momentul la care domnul Traian Băsescu înceta să mai fie președintele României, legea 406 pe 2001 nu fusese modificată. Alți avocați susțin contrariul. Dacă ai fost cumva găsit că ai fost colaborator al securității, deși ai mințit în declarații că nu ai fi fost, atunci aceste privilegii dispar. Cum ar fi, spre exemplu, casa din Gogol, SPP-istul cu mașină scumpă plătite de noi. N-aș vrea să pic în populism, dar aceste privilegii există câtă vreme nu încalci această reglementare. Avocații sunt de părere că această controversă va fi tranșată de judecători dacă se va ajunge în instanță. Doar magistrații vor decide dacă modificările din toamna trecută se aplică și în cazul lui Traian Băsescu. Avocata fostului președinte spune că s-ar putea ajunge chiar la Curtea Constituțională.